Nu, aia a fost în vremea Ianclu, fighețele aici, ani. Acolo, sub un stejar mare ce se cheamă Gorunul lui Horia, se adunau căpetenile jurate ca să pregătească și să rânduiască răscoala. La umbra Gorunului au săpat mormânt și au îngropat pe conducătorul lor, Avram Iancu. Zic ei că ungurii îi făgăduiseră să-l facă general în oștile lor, dar el n-a avut. Și după ce a fost biruit, s-a dus să moară singur în codul. Cetele lui au fost risipite, totuși Iancu a biruit. Căci atunci încă o dată s-a dovedit că ardelenii știu să-și apere ființa. Sutele de cruși ce veghează mormintele săpate atunci stau dovadă că legea românului a fost mai tare decât tunurile și că nici o putere armată nu poate să biruiască spiritul. Liniștea și pacea s-au așezat astăzi în ținut și în sânul unui ardeal unit în sfârșit cu țara, moțul duce o viață tihnită, ce cu dreptii se cuvine după aspre vremi de frământări și lupte. Pe acest pământ neprielnic și stâncos pe care numai iarba crește cu ușurință, munteanu își câștigă cu grea trudă viața. Chipzuit, priceput, neostenit, el nu se mulțumește să-și are ogorul, să crească vite, să-și cese vesmintele și să prindă păstrăvi. Din vremurile cele mai vechi, moțul a fost meșter și băieș. A lucrat lemn și a căutat aur. Fără instalații perfecționate, fără capitaluri, fără ingineri, dar cu iscusință și nesfârșită răbdare, el și-a creat chiar cu mâinile lui mașinile primitive care prefac arbori în scânduri și grinzi și șteampurile care îngăduie să scoată aurul din coarțurile munților. Roți, lemnării și toate celelalte lucruri pe care le săvârșește sunt cărate necontenit până departe și vândute în toată țara. Cu ele moțul își agonisește traiul pentru aspele iern ale ținutului său. Cetea Arilor. Încă din vechi timpuri, romanii căutau aici aur, în dealul de deasupra satului, tăindu-l în săpătură deschisă. Astăzi, moțul, întrebuințând dinamita, poate scurma direct în filoane, în tunel orizontal,
din care scoate cvarțul aurifer. Adevărata forță a minii o formează lacul. Acesta e inima întregului sistem circulator al întreprinderii. Fără apă nu e aur. Apa aceasta, cu grijă îndreptată în jgheaburi de lemn, mână roțile cele mari și sutele de roți mai mici care poartă șteampurile, instrumente primitive și puternice, armate cu măsele uriașe de cremene care scrâșnesc zi și noapte, zdrobind, mestecând și măcinând cuarțul și alegând firele de aur. Și alți oameni care au avut nebunia acestei goane după metalul galben strălucitor ca soarele și, ca și soarele, binefăcător și primejdios, băieșii moți au o mentalitate de jucător. Aplecați pe șaitrocul lor, își petrec vremea să fileze ca pe niște cărți de poker firișoarele scânteitoare din nămolul pe care îl lucrează, nădăjduind într-una să găsească o parte din bogăția râvnită. Duminică, zi de odihnă, de rugăciune și de petrecere. O datină străveche. Odată pe an, fecior și fete de măritat vin din toate văile împrejurimilor ca să se vadă și să se cunoască. Sărbătoarea aceasta, de mai bine de 1000 de ani, se cheamă Târgul de Fete.